coloane întinse pe kilometri întregi pe DN1 în județul Prahova, asta după ce un tir s-a răsturnat pe calea ferată. Până acum autoritățile nu au venit cu explicații suplimentare, însă șoferii stau blocați în trafic de mai bine de o oră. Din primele informații, un TIR a derapat și s-a oprit pe calea ferată în dreptul localității Movila Vulpii. În urma incidentului a fost blocat atât traficul rutier în ambele sensuri, cât și cel feroviar. Din fericire nu sunt victime. În zonă s-au format coloane uriașe de mașini, atât spre Brașov, cât și spre Ploiești. Astfel, cei care și-au făcut planuri să ajungă în capitală sau să meargă la munte trebuie să găsească rute alternative.